Hei, salutare dragi prieteni și telespectatorii canalului de YouTube Hai Hui de unul singur. Astăzi vreau să vă prezint cel de-al 11-lea vlog și al doilea pe 2021, dar trebuie să vă spun înainte de a începe acest video că mi-am cumpărat niște lumini noi. După cum se vede în reflexia ochelarilor, le puteți distinge foarte ușor. Folosesc acești ochelari de soare pentru că sufăr de fotofobie și chiar nu m-am gândit că aceste lumini totuși mă vor deranja în timpul filmării. Așa că trebuie să mă acceptați cu acești ochelari pe care i-am folosit chiar astă vară la Lido di Jesolo și Veneția. În cele ce urmează, vreau să vă spun că e mai bine să lăsăm imaginile să vorbească de la sine. Festival di Maiano fino al 15 agosto. Eventi per tutti. Programma completo su promaiano.it. Ha un unico centro con i campi per tutti gli sport indoor. Sì. E spogliatoie e docce a disposizione sanificate. Eh sì, sul valico di Sant'Andrea adesso c'è lo Sport Center Schempeter con bar interno. sportcenterschempeter.si. Supermercati Viso. Ei bine, dopo lunga zi de condus, am ajuns în Italia, la Lido di Jesolo, la campingul la care am mai fost și în alte dăți. Am să vă arăt imediat, ups, ca să cad, să vă arăt imediat ce viu frumos avem aici și ce apă faină. Ia să vedeți. Ia uitați, nene, ce soare frumos aici. Ok, să vă arăt și asta. Să filmăm de parcă asta, ca să avem soarele. Mamă, dar ce apus, fain, o să fac și o baie rapid așa, să vedem cum e. După care o să fac un duș, vin aici la, uite aici este farul, Via del Mare se numește locul, vedeți? Ce are și pentru copii, și aici chiar pe margine este o terasă. Pe fundal se aud valurile cum se sparg. E un pic de vânt, să zic, forța 1 spre 2 probabil. Uite și aici avem și oameni care fac baie, să vă arăt. Da. Ei bine, vreau să vă spun că s-a mai potolit un pic vântul, să zic. Valurile sunt puțin mai mici, dar apa este caldă, frate. Știi cum? Deci la ora asta este o apă super caldă. Deci nu-ți vine să ieși din ea. Și e foarte curată, să știți. E bele. E superb aici. Oh, ce vreme bună. În Austria, când am plecat, era soare. Era frumos. Însă, de pe la Salzburg, adică începând cu ora 2, se înnorase și se anunțaseră precipitații. Scădere de temperatură pe la 17 grade, 18. Pe tot drumul a fost ba cu soare, ba norat, până am intrat în Italia, să vă spun corect. Și cum am intrat în Italia, în zona montană, a început să plouă torențial. Cam o oră de mers a fost cu ploaie torențială, tuneluri, și după care a început să oprească și să se însenineze. Aici cerul este foarte senin, după cum vedeți, să vă arăt și soarele, apusul e în partea asta. Asta s-a aici cu rotă de mai multă vreme. Încă e prea dimineața. Am dormit la cort. Wow, ce fain a fost, ce relaxant e. E frumos și la hotel, dar campingul are farmecul lui. Ești în natură.
E mai puțin plăcut, bineînțeles, când plouă, dar asta e. Nu te aud. Oricum ar fi. O să mă trezesc acum, o să fac o cafea, micul dejun. Și o să mergem la plajă de dimineață acum. Nu știu, după amiază poate mergem pe la Veneția, să vedem și noi Veneția. M-am trezit. Uite, ăsta e cortul meu. Cort de două persoane, dar intri bine eu. Doar una. Așa. Și aici este răsărit, un colo Constanța. Da, cam așa arată aici. Sunt și case și zone de campat și bungalouri. Uitați acolo. Da. Da. Și loganul meu. Bine, aici este la partea de toalete, avem și uscători de păr acolo. Aici este spălătorul. Uitați ce condiții faine. Așa, și aici sunt dușurile. Uitați, dușuri acolo, frumos. Da. Am preferat să vin mai de dimineață pentru că ce pun cura 8. Vreau să spun că aici nu mai prind și nu pot să filmez nimic. Da? Asta e să facă, să ajung la ora 10 doar ca să faci o filmare, e mai puțin convenabil. Că scopul venirii mele aici n-a fost filmarea, ci relaxarea. Așa, o dor mai trai, ca să știu, da? Asta e. Ah, ce bine, ce relaxant, relaxare totală. A început să se simtă căldura soarelui. Cred că va fi foarte puternic după la ora 10 încolo. Oricum, mă bucur că m-am trezit de dimineață ca să prind și eu razele ultraviolete. Să vedem mâine cum va fi vremea, pentru că astăzi n-am reușit să prind răsăritul de soare. Așa că hai să vedem cum e apa. Hai să vedem cum e apa. Oh, ia uite ce diferență de nivel e aici. Da. Ca să vedeți, ia uite cum au bătut valurile aseară. Au adus alge la mal cu scoică. Și să ne... nu e rece, e chiar călduț. Uite, ca să vedeți cât de limpede e apa, da? Mulți nu pot să suporte ierburile astea și algele, dar uitați cam cum e aici. Da. După cum vedeți, oamenii vin dimineața și adună algele de aseară, care au ieșit pe plajă, că gunoaie așa nu prea sunt. Este plaja goală, uite, au venit și niște oameni lângă mine aici. Este deja 8 dimineața și asta este locul meu. Bun. Am ieșit din apă. După cum ați văzut, aici se curăță plaja foarte bine. Este un loc minunat și în apă și pe plajă, pe nisip. Și pot să spun că ia uitați, aici mai vine încă un tractor în spate care nivelează plaja. Da? Ia uitați-l aici.
Da. Deci cam așa se organizează vara pe litoralul italian. Cam așa se prezintă, câțiva oameni pe acolo, câțiva oameni dincolo. Uite, mai e și pe aici ceva. Da. Au ce unicorn au ei acolo, un slabil. Cam asta e plaja, după cum vedeți. S-a populat ceva, s-a adunat ceva lume. Dar foarte puțin comparativ cu ce e în Mamaia. Da, deci Lido di Jesolo, așa se numește aici, este o plajă foarte frumoasă și apa e limpede. E... A, și apropo de salinitate, e ceva mai, mai sărată decât Marea Neagră. Am gustat-o să vedem cum e, e mai sărată, da. Te ustură și puțin ochii dacă ți intră în ochi, dar nu e ceva grav. Cam atât. Ia uitați cât de curată este apa la Punta Sabioni. Aici este debarcaderul, de unde poți lua vaporașul către Veneția. Ia uitați aici. Arrivederci. Iată-ne la Veneția. Say hi. Hello.
Signore gondoliere! Un pariu că e cam scump, nu știu cât e, dar e suficient. Ei bine, am ajuns la Veneția. Da. Suntem la Veneția, am luat vaporul la Punta Sabione, două stații. Prețul nu este mare, 15 euro. Dus și întors. Biletul este pentru toată ziua și din punctul ăsta de vedere cred că este cea mai bună variantă de a vizita acest frumos oraș. Priviți ce statuie impunătoare! Din Veneția. Aici avem standuri cu suveniruri care de altfel sunt la tot pasul. Da? Turismul aici văd că funcționează, este multă lume, dar prin stațiunile de vară nu prea se vede cine știe ce. Să vă arăt aici aceste frumoase clădiri. Ok. Peste tot numai stații de vaporaș. Probabil că vin din toate zonele. M-am uitat pe hartă și am observat că întinderea de apă este foarte mare. Da? Priviți aici. Și gondolierii. Ia uite aici, stațiunea de gondolieri cu gondolele. Ia uitați cum pleacă gondolierii. Zone. Mamă, e o căldură afară de te topești. Cred că sunt 40 de grade, frate. Și așa ceva nu-ți imaginezi. E bine, dragilor, suntem în data de 31 iulie 2021 și am luat-o din nou, hai, hui de unul singur. Bă, ce cald e, este chiar cald. Așa ceva, cred că sunt 40 de grade afară, nu știu. Am auzit că este o mare onoare și foarte greu în același timp să ajungi gondolier, să ai carnet de gondolier. Nu e chiar așa simplu. Sunt și aici niște reguli și niște taxe la primărie, cu siguranță. E bine, dragilor, am luat-o din nou, după cum vă spuneam, hai hui de unul singur, să fac un nou vlog de călătorie. Mi-am dorit încă de anul trecut, din 2020, dar datorită pandemiei nu am reușit cu blocajele pe care le cunoaștem cu toții. Și din acest punct de vedere, vreau să vă spun că mă bucur nespus de mult să mă aflu astăzi aici. Wow! Băi, dar cât, ce frumusețe, frate, și cât, cât s-o fi muncit la edificiul acesta. Este colosal. Aici este umbră și vreau să vă spun că e nemaipomenit de bine. Aceasta este piața San Marco. Este punctul terminus al acestei excursii. E bine,
nu se vede prea bine acest edificiu de pe această parte pentru că este umbră. Am să-l prelucrez cumva pe calculator să vadă mai bine. Aici este o renumită terasă. Priviți cât este de mare, e umbră, toată lumea se adăpostește, servește ceva rece. Ia uitați, fraților, ce frumusețe arhitectonică! Colosal! Cred că este punctul turistic care acumulează cei mai mulți turiști din Italia. Ia uitați! Și cu biserica asta aici pe fundal. Da. Ce observ aici, la fiecare terasă, este muzică, live, pian, vioară, orașul dragostei. Probabil că așa se numește, cum e și Parisul pentru îndrăgostiți și Veneția pentru ei. Uitați și nunta. Ia uitați. Ia să-i lasă. Țin în cadru pe peste umărul meu aici, în dreapta. Da. Asta este, fraților. Ia uitați ce frumusețe. Colosă. Piața San Marco și ăsta de acolo din față este muzeul San Marco. Da. Ia uitați ce frumusețe. Wow, ce bine să vede imaginea cu acest tur. Stați să văd, să vă arăt și voi. Turnul din Veneția. Cât de mare este. Majestos. Și clădirea asta din planul îndepărtat este magnifică. De-a dreptul magnifică. N-am văzut în viața mea o clădire atât de frumoasă și de impunătoare. Ia să venim mai aproape ca să o luăm la un cadru general pe tot ecranul. Reflexia acestei clădiri impunătoare. Da. Cât de frumoasă e această clădire, frate! Acestea fiind spuse, vreau să îmi iau rămas bun de la voi în acest vlog de la Veneția, din Italia, și vreau să vă mulțumesc pentru toate like-urile pe care mi le-ați dat și pentru toți cei care v-ați abonat, iar toți care nu v-ați abonat, vreau să vă spun că ar fi bine să vă abonați pentru că nici nu știți ce pierdeți.